Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Pentru astăzi am gândit o temă care este foarte complexă, care ne va face să privim în trecut și să privim și prezentul ca să avem poate un viitor mai bun. Tema se numește Istorie și contemporaneitate. Pentru aceasta am invitat astăzi aici, în studio, pe preacucernicul părinte dr. Bogdan Racu, preot la Biserica Sfântul Gheorghe Lozonski din Iași și inspector pentru învățământ și cateheză în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Preacucernice, părinte, bine ați venit! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe telespectatori! Stimați telespectatori, această temă, sigur că atunci când este enunțată, ne face să ne gândim la trecut și să ne gândim la prezent. În general, se spune, de exemplu, Iași, istorie și contemporaneitate. Sigur că noi nu o să vorbim despre Iași doar, ci am gândit această discuție cu preacucernicul părinte Bogdan Racu ca o privire în trecutul nostru frumos, în prezentul nostru așa cum este el, cu ce are el frumos și sigur cu dorința de a gândi la un viitor care să fie frumos. Sigur că atunci când ne gândim la trecut, ne gândim la, fără să vrem, la Ștefan cel Mare. Ne gândim la Constantin Brâncoveanu, ne gândim la alte mari personalități care, fără îndoială, că merită amintite aici. Pentru că am spus că o să vorbim despre Iași. Iașul, într-un anume fel, este un oraș al sfinților. Pentru că, iată, aici vorbim despre mitropolitul Dosoftei, care este cel din tâi poet al neamului românesc. Vorbim despre mitropolitul Varlaam, care are cea din tâi carte tipărită în Moldova. Vorbim despre mitropolitul Petru Movilă, care și el s-a format aici, ca și toți aceștia înțați deja la școala, înalta școală de la trei erari. Și Petru Movilă a fost, de fapt, ambasadorul nostru la Kiev, pentru că el a fost mitropolit la Kiev. O să vorbim, sigur, și despre prezent. Precucernice, părinte, această temă, atunci când o gândim, sigur că privind în documente, vedem că ea a fost foarte adeseori abordată în diverse moduri. Au abordat-o chiar și scriitori, și filozofii, și poeții. Eminescu vorbește, de exemplu, în scrisorile sale despre trecutul glorios, și spune, de așa vrem să învredniciră cronicarii și rapsozii. Și mai apoi spune, au prezentul nunii mare. N-o să găsim vreun falnic juvaier. Sigur că găsim și în prezent aceste juvaiere. Părinte, aș vrea să vă rog mai întâi să ne spuneți ce înseamnă de fapt istorie și ce înseamnă să privești, să zicem, printr-o istorie bisericească timpul. Pentru că ați vorbit despre Iași, Iași vechilor zidiri, dar și Iași în care ne purtăm noi astăzi pașii și pentru că ați început-o într-o formă de sensibilitate sufletească, am să aduc înainte aceleași cuvinte ale poetului Mihai Eminescu, care spunea că viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Spunea el în 1883 în poezia Glosă. Și tot el, într-o poezie care chiar poartă acest nume, cu mâine zilele ți-adaugi. Cu ieri.
cu ieri viața ta o scaz și în toate ai în față ziua cea de astăzi. Foarte frumos. Așadar, această preocupare pentru trecut, pentru identitate, pentru moștenirea pe care am primit și pe care suntem datori să o lăsăm îmbogățită celor care vin după noi, asupra acestor lucruri au meditat deopotrivă oamenii de litere, oamenii care s-au aplecat în mod deosebit asupra istoriei, teologii care, pornind de la istorie, merg cu privirea spre împărăția lui Dumnezeu. Și omul a fost preocupat să cunoască faptele celor dinaintea sa încă din cele mai vechi timpuri. De aceea, atunci când a început să și consemneze evenimentele, se spune că de atunci avem istorie, odată cu apariția izvoarelor scrise. Dar tot din istorie face parte și acea perioadă omenirii despre care avem informații din izvoare nescrise, din izvoare arheologice și din alte izvoare care s-au păstrat și au ajuns până la noi în pământul acesta zidit de Dumnezeu. Care sunt astăzi mărturii și care ne vorbesc despre acele vremuri. Evident. Pentru că m-ați întrebat despre modul de a privi istoria al teologilor. Nu aș spune oamenilor din biserică, pentru că toți avem această chemare de a face parte din biserică toți și, de a, biserică, fi, și sau, de a fi biserică. Sau toți cei care mărturisesc sunt în biserică, sigur. Dar dacă ar fi să vedem acest lucru, iarăși aș aduce mărturia unui om care nu a fost cleric, dar care a fost din biserică, Nicolae Iorga, un cercetător atent și adânc al istoriei românilor și al istoriei universale, deopotrivă, care exclama că vede pașii lui Dumnezeu în istorie. De altfel, istoria are în centru, ca un eveniment important, are nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci vorbim despre două lumi, o lume dinainte de venirea lui Hristos și o lume după venirea, după întruparea Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, istoria este o întâlnire a omului cu Dumnezeu, este supusă timpului, dar este chemată să depășească pe acesta, este chemată spre împărăția lui Dumnezeu. Așadar, privim istoria ca spațiul în care noi ne manifestăm voința noastră liberă, facem alegerile pe care mai apoi ne le asumăm în veșnicie. Stimați telespectatori, precucernicul părinte Bogdan Racu este doctor în istorie cu o teză foarte interesantă, activități culturali bisericești în Moldova în perioada fanariotă 1711-1721, teză susținută la Universitatea din Sibiu, la Facultatea de Teologie din Sibiu, sub conducerea preacucernicului părinte, profesor, doctor, academician Mircea Păcurariu, da? Da. Părinte, perioada despre care vorbiți, sigur, este o perioadă destul de tulbure pentru neamul românesc, perioada aceasta fanariotă, cu destule probleme, dar nu o să intrăm în aceasta. Aș vrea, părinte, să vorbim puțin despre începuturi. Neamul românesc are ceva special, și anume că el s-a născut deodată ca neam românesc, neam român și creștin. V-aș ruga câteva cuvinte despre acest fapt să ne spuneți. Este un element definitoriu, acela că procesul etnogenezei și acel al încreștinării au fost procese care s-au împletit, dând deopotrivă naștere unui popor liber și din punct de vedere politic, deși peste aceste teritorii au trecut adesea
oardele invadatorilor, dar mai ales din punct de vedere spiritual, un popor care și-a asumat cu jertfă, cu mărturie de sânge, învățătura Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, ocrotitorul românilor este unul dintre apostoli, Sfântul Apostol Andrei, care a adus alături, cum spun cercetătorii, de un alt apostol, Sfântul Apostol Filip, învățătura creștină pe aceste teritorii. Și se vorbește chiar și de o influență a Sfântului Apostol Pavel, care în călătoriile sale misionare a trecut prin sudul Dunării, iar ucenici de-ai săi, fără îndoială, că au venit și aici la noi. În Dalmația, apoi în zona aceasta sud-dunăreană, Sfântul Apostol Pavel a avut o influență care, evident, a trecut granițele. Deci, ceea ce aș vrea, stimați telespectatori, să rețineți, este faptul că noi românii avem un creștinism de origine apostolică. Și faptul acesta este foarte important. Suntem, iată, aici, în Europa, într-o situație unică, să te formezi deodată ca neam și ca neam creștin. Cel puțin în lumea slavă, România au un loc aparte, și anume o oază de latinitate înconjurată de o populație slavă. Este, să spunem, un univers întreg să vorbim despre răspândirea creștinismului pe teritoriul țării noastre, despre mărturiile pe care de-a lungul timpului le-au dat oameni de toate vârstele, de toate categoriile sociale, cu responsabilități diferite pe care le-au avut, clerici sau mireni, astfel încât, pe lângă faptul că este mult de vorbit, este și o bucurie continuă pe care o descoperi în istoria poporului român, văzând că nu doar cineva anume, ci foarte mulți, cum spuneam, din domenii diferite, de vârste diferite, și-au asumat prin predică de la om la om învățătura creștină. Au făcut-o modul lor de viață, modul lor de a fi. Au crezut în ceea ce au devenit ei înșiși după primirea botezului. Unii vor spune, poate, că se vorbește, aș spune așa, pe de rost despre acest subiect. Însă atunci când, iată, la Tomis este înregistrată în mod istoric, nu? O episcopie, un scaun episcopal, un episcop și deci un șir de episcopi încă din secolele 3-4, acest lucru este grăitor, vorbește despre o existență cu o organizare și faptul acesta, sigur că este o mărturie foarte puternică. Din punct de vedere istoric, și avem, sfinți din aceeași vreme. Avem de la argumente de ordin logic istoric până la argumente arheologice, argumente scrise, foarte multe mărturii despre răspândirea creștinismului. Pericolul, astfel încât acesta nu poate fi contestat, adică mari arheologi, mari cercetători. Nu poate fi contestat, iată, vedem că sunt unii de vreme ce adineori am pomenit această sintagmă a vorbi pe de rost. Sunt unii care ne acuză pe noi sau acuză istoria bisericească de faptul acesta că vorbește pe de rost fără ca să se sprijine pe argumente și pe realități. Ori acestea sunt realități incontestabile. Nu este cazul în ceea ce privește latura științifică a problemei. În ceea ce privește latura duhovnicească, aici există pericolul de a vorbi pe de rost în sensul de a nu te recunoaște în trăirile celor care, așa cum spuneau, cum spuneam, au dat mărturie despre credința lor în Hristos chiar din cele mai vechi timpuri și până astăzi. Aici este chemarea noastră, și anume de a ne întâlni cu ei nu atât în mărturiile despre existența lor pământească, ci mai ales în căutările lor pentru viața cea cerească, pentru viața cea veșnică. Părinte, atunci când vorbim despre istorie, spuneam, ne vin în minte câteva mari personalități ale neamului românesc. Ștefan cel Mare,
Constantin Brâncoveanu. Cred că sunt două nume cu o rezonanță excepțională. Ștefan cel Mare, un om care cu adevărat își merită acest supranume pe care popoarele în general îl dau celor mai mari dintre cei mari, ai săi, cel mare, Carol cel Mare, iată, nu este Ștefan cel Mare, cel mare. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste personalități ale trecutului și pentru ca să să provoc puțin interesul, am să mă duc la Pateric, tocmai pentru ca să spun despre timpurile care vor veni. Patericul a fost scris în perioada secolelor 3-4 spre 5 și iată, Ava Paun vă spune, vorbind cu un ucenic, și a spus bătrânul, în acele timpuri se va răci iubirea multora și va fi strâmtorare nu puțină, năvălirea altor neamuri, mișcare de popoare, nestatornicie între împărați, neorânduială între dregători. Doritori vor fi toți și primii la mese și certăreți, leneși la rugăciune, gata mereu să vorbească pe alții de rău, oricând gata să judece, viețile bătrânilor și cuvintele lor nici nu le vor urma, nici nu le vor asculta, ci mai curând vor flecări și vor spune, dacă trăiam în zilele acelora, ne-am fi învoit și noi să trăim ca și ei. Vor pătrunde și în popor necredința, risipirea, ura, dușmănia, invidia, cearta, hoția, beția, petrecerile nesimțite, adulterile, desfrâul, uciderile, jafurile. Și a zis fratele, cel care vorbea cu el, ce va face dar cineva în asemenea timpuri și vremuri? Și a zis bătrânul, fiule, în asemenea zile va scăpa cel ce își mântuiește sufletul său și mare se va chema acela în împărăția cerurilor. Sigur că doresc ca această discuția noastră să aibă un folos duhovnicesc. De aceea, din trecut, vom lua aceste exemple foarte frumoase pe care deja le-am amintit, pentru că, iată, vedeți, și Eminescu spune, au prezentul nunii mari, dar vine, vorbește foarte ironic și apoi vorbește despre tot ceea ce este urât în timpul perioadei sale și se potrivește mânușe și pentru timpul nostru. Sigur, avem și astăzi acele perle și giuvaiere despre care spune el. Ștefan cel Mare, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre Domnul Sfânt Ștefan cel Mare. Înainte de a face aceasta, aș vrea să adresez această întrebare. De ce, când privim spre trecut, găsim aceste valori la care facem referire, care sunt repere, și când ne gândim la prezent, ne este mult mai greu ca să le vedem în contextul în care de multe ori suntem asaltați de non-valori, ca să folosim un cuvânt generic. Și întrebarea ar fi de ce? Și un posibil răspuns pe care l-am găsit eu adresându-mi această întrebare ar fi acela că timpul, între alte lucrări pe care le face, cerne și se păstrează odată cu trecerea lui doar ceea ce este autentic, doar ceea ce este frumos, doar ceea ce este de valoare, și astfel din trecut ne amintim mai cu seamă acele fapte care i-au impresionat în mod pozitiv pe cei din timpul lor. Nu lipsesc nici faptele care au impresionat negativ, dar de cele mai multe ori conștiința umană păstrează mai ales acele exemple, acele repere. Aș vrea să fac o mică observație. De altfel este, vedeți, obiceiul ca în biserică, atunci când privim în trecut, trecutul cuiva, să nu fim interesați de faptele negative. Am să dau un exemplu concret.
Iată, vorbim cu foarte mare admirație despre Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, se știe că a avut o perioadă de început a vieții până pe la 17 ani, o viață trăită în lume și în păcat. Ei bine, biserica se rezumă în general la a spune atât, fără ca să exacerbeze așa cum unora le-ar place și cum a trăit și ce a făcut și cu cine s-a întâlnit și cu cine a păcătuit și ce. Ei bine, se anunță doar atât, după care se vorbește foarte frumos despre starea ei de întoarcere la Dumnezeu, despre cea mai mare pocăință, despre un model de pocăință, despre o trăire și o renunțare la tot ceea ce este lume pentru ca să îl slăvească pe Dumnezeu. Deci, iată, este modul de a privi al creștinului, este modul de a privi al bisericii. De aceea și noi aici tot așa vom face, pentru că este din nefericire, vedeți, exemplul rău care se înfățișează, se pune în fața celorlalți, de multe ori este un model pentru unii și pentru alții, a făcut și cu tare așa, pot să fac și eu așa. Și atunci, iată, de aceea e bine să nu vorbim și din viața unora dintre marile noastre personalități, pentru că foarte adeseori sunt astfel de discuții și se vorbește și uite ce a făcut, și uite ce a făcut. Mie mi se pare că această vorbire în care sunt scoase în față lucrurile acestea mici, le spun așa, de micime sufletească, sunt de natură să ne distrugă și pe noi, cum i-au distrus și pe ei. Vă rog să continuați cu Ștefan cel Mare. Acum, ca să răspund invitației, observ faptul că ați ales să enunțați cele mai lungi domnii pe care le avem noi în istoria aceea. Cel mai lungi și mai luminoase. Carol I, de 48 de ani, apoi cea a lui Ștefan cel Mare, de 47 de ani, între 1457-1504. Și trebuie spus că atunci când într-o emisiune televizată românii timpurilor noastre au fost întrebat care ar fi primul între reperele pe care le au, Ștefan cel Mare a fost nominalizat ca cel mai mare român al tuturor timpurilor. Mare așa cum este reținut el și de apelativul care îi se dă, dar alături de acest apelativ încă din timpul vieții și chiar atunci când a fost condus la mormânt, s-a mai adăugat un altul și anume, spune cronicarul, acela de sfânt, căci din timpul vieții, cei care l-au condus, care au plâns pierderea unui apărător, a unui părinte, a unui îndrumător, au plâns și trecerea din această viață a unui om care s-a remarcat. Cine au fost aceștia? Sfințenii. Moldovenii pe care el i-a să spunem păstorit. Au fost creștini? Evident. Au fost biserică? Evident. Deci iată, aș vrea sublinez acest lucru în mod special pentru telespectatori. Deci încă din perioada vieții sale era foarte admirat și iubit și în momentul morții, când clopotul acela mare de la Putna îi vestea și clopotele Moldovei vesteau trecerea la Domnul, a Marelui Domn, au plâns, l-au jelit și l-au numit Ștefan cel Sfânt. Încă de atunci, din nefericire, iată, au trebuit să treacă 500 de ani până când biserica, ca și instituție, să-l treacă în rândurile sfinților. Sigur, s-ar fi făcut poate mai devreme, dar perioada comunistă a fost o mare opreliște. Vă rog. Ștefan s-a remarcat în primul rând ca un apărător al pământului în care s-a născut și pe care l-a primit ca moștenire de la părinții săi, de la strămoșii săi, dar nu cu un gând de stăpânitor, ci cu un gând de chivernisitor, exprimat în acele cuvinte pe care Barbu Ștefănescu de la Vrancea le-a pus foarte la inima frumoase românilor, și anume aceea că Moldova
nu este a mea sau a voastră, ci este a urmașilor urmașilor noștri. Deci nici a noastră. Dacă am avea aceste conștiințe, ar fi foarte bine, pentru că, vedeți, ar trebui să gândim la acest lucru Moldova, și acum sigur că Moldova noastră nu mai este Moldova, ci este România, care nu este a noastră, ci trebuie să o lăsăm urmașilor noștri ca o Românie luminoasă și de care niciodată să nu le fie rușine. Așa este. Deci, în primul rând, el a avut acea conștiință a responsabilității pe care o are. Primii ani de domnie, de altfel, i-a orientat din necesități asupra consolidării poziției sale pe tronul Moldovei, în contextul în care, în mod repetat, uzurpatorul tronului, ucigașul tatălui său, în alianță cu unii sau cu alții, a căutat să ocupe tronul Moldovei. Și atunci Ștefan a căutat să-și asigure această liniște din această perspectivă. Iar mai apoi, toate eforturile sale au fost puse pentru apărarea creștinătății și nu folosim aici o formulă pe care, să zicem, să vină dintr-o judecată desfășurării faptelor sale, ci folosim o sintagmă pe care însuși Domnul a pus-o în acea scrisoare trimisă papei și principilor vremii sale pentru a face front comun după lupta de la Podul Înalt, de la Vaslui din 1475, împotriva unei replici care nu se va lăsa mult așteptată a Imperiului Otoman, când un an mai târziu, la Războieni, în frunte cu sultanul, aceștia au venit cu gând de a cuceri Moldova. Nu au reușit, deși au fost învingători în lupta de la Războieni, dar Dumnezeu a rânduit ca Ștefan, adunându-și din nou oștirea, să-și apere țara și să îi asigure neatârnarea ei, chiar dacă, din punct de vedere financiar, a fost un efort pe care Domnul și țara au trebuit să-l facă pentru a-și plăti, să zicem, acest statut de neatârnare. Părinte, nu o să avem timp să trecem prin toate momentele, din păcate sunt atât de frumoase și atât de multe din viața lui Ștefan cel Mare. E foarte interesantă întâlnirea lui Ștefan cu Daniil Sihastru. Iată, Domnul se duce la Daniil Sihastru, are o convorbire cu Daniil Sihastru. El s-a dus atunci învins, s-a dus distrus și atunci el, Domnul, se duce la cel care trebuia să-i dea putere. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre această întâlnire cu Daniil Sihastru? N-aș insista foarte mult, pentru că aici adevărul istoric se întrepătrunde cu tradiția și cu literatura, însă, mergând pe fond, nu neapărat pe desfășurarea unor fapte, trebuie să observăm evlavia pe care Ștefan a avut-o totdeauna și relația cu Dumnezeu pe care a cultivat-o într-un mod conștient. El este un mare ctitor de lăcașuri sfinte, așa cum spune și troparul, care rezumă viața sa în zona aceasta, în latura aceasta liturgică. El a fost apoi un om care și-a început responsabilitatea cu rugăciune, a fost în 1457 uns ca domn de mitropolitul Teoctist al Moldovei și tot timpul când mergea în luptă purta alături de sine steagul cu care nu era altceva decât icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și tot timpul avea acea rugăciune care îl călăuzea, îl povățuia și, evident, îl apăra prin toate încercările. Dacă ar fi să privim chiar sabia sa, avea una din reprezentările acestea, una din săbile pe care le-a avut el, avea forma crucii. Adică era o cruce pe care o ținea permanent în mână și în numele ei lupta împotriva celor care erau dușmani ai crucii. Dimitrie Cantemir, care avea să fie un observator, a spus că țările române sunt
un cui în papucul marilor imperii. Sigur că țările române au fost considerate o poartă a creștinismului și de aceea Ștefan cel Mare și-a dat seama de aceasta, a încercat să facă alianțe cu domnii, cu principii, chiar s-a închinat regelui Polon, i-a jurat credință cu nădejdea unui ajutor. Din nefericire însă, atunci când ar fi fost mare nevoie de ajutorul lor, ei l-au trădat. Ștefan cel Mare, Ștefan cel Sfânt, iată o imagine foarte luminoasă a trecutului nostru. El este trecut între cele mai mari personalități și ale românilor, și nu numai ale românilor, dar între cei mai mari apărători ai creștinismului. De aceea v-aș ruga să ne spuneți cum l-a numit Papa Sixt al IV-lea. Atletul creștinătății. Iată. Adică arată prin aceasta credința asumată în mod liber și conștient, mai ales de pe înălțimea responsabilității pe care o purta, și anume aceea de domn al Moldovei. Și de fiecare dată când ajuta bisericile din zid construite și biserica formată din credincioși pe care îi conducea, dar și biserica dincolo de granițele de atunci ale Moldovei. Deci ne gândim la ajutoarele sale la Muntele Athos, de sigur, pildă, foarte pe care multe le-a dat. Ctitorii bogate. Făcea acest lucru cu conștiința că vrea, își dorește ca tot timpul să fie pomenit înaintea lui Dumnezeu. Și la Putna, la Voroneț și în toate ctitoriile sale, la Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, ca să fim și în actualitatea locului în care ne aflăm, el era pomenit în primul rând ca și ctitor al acelor lăcașuri de cult. Părinte, din păcate nu avem timp să insistăm atât de mult cât ar trebui să facem o emisiune specială cu Ștefan cel Mare, poate un șir de emisiuni. Aș vrea să îl aducem puțin aici și pe Constantin Brâncoveanu. El domnește în Țara Românească între 1688-1714 și el este unul dintre martirii care ne impresionează în mod cu totul deosebit. V-aș ruga să ne spuneți câteva cuvinte pentru telespectatori despre Constantin Brâncoveanu. Ne impresionează pe noi astăzi, dar a impresionat în primul rând pe cei care au fost martori sau au auzit în timp real de mărturia pe care a dat-o el la Constantinopol, la Istanbul, aceea de bun creștin. Vă întrerup, vă cer iertare. Momentul acesta al martirizării a fost un moment de câteva minute, 15 minute se spune chiar, dar acolo au fost prezenți toți ambasadorii. Ambasadorii marilor puteri, care de fapt tacit erau bucuroși că se întâmplă lucrul acesta, pentru că era înlăturat în felul acesta unul care le-a cerut ajutorul, unul care a avut nădejde în ei, a avut nădejde în principii lumii împotriva semilunii, împotriva Imperiului Otoman, împotriva altei credințe, nu ca și credință, ci pentru păstrarea credinței noastre, pentru că în fond noi n-am avut niciodată și n-a avut Constantin Brâncoveanu ceva împotriva islamului, ci am dorit să ne păstrăm credința și acest lucru l-a dorit și el. Dar iată, ei într-un mod tacit parcă afișau o satisfacție, oricum au acceptat. Lucrurile sunt nuanțate. În primul rând, însă și execuția publică de care vorbiți,
a fost o dorință de manifestare a puterii pe care sultanul a vrut să o impună tuturor celor care ar fi urmat discret, în secret, sau ar fi avut gândul lui Constantin Brâncovean, acela de a face opoziție Imperiului. Apoi trebuie să remarcăm faptul că chiar dacă execuția în sine, cum spuneați, nu a fost un eveniment care a durat foarte mult, ea a când fost precedată. Când te gândești că au fost de fapt au fost 5 execuții atunci. 6. 6, da, 6 și cu ginerile său. Dacă sfetnicul Ianache, dacă ar fi să vedem faptul că în săptămâna mare, în anul în care Brâncoveanu a trecut la Domnul, 1714, a fost pe care l-ați amintit de altfel, a fost luat din țara românească, apoi o perioadă până în august chinuit și supus la diferite greutăți pentru a se afla odată unde își ține averile, apoi jocurile politice care ar fi putut sta în spatele dorinței sale de a se împotrivi dominației otomane peste țara românească, au trecut luni bune în închisoarea de la Edicule, a celor 7 turnuri, în care toată această dramă a sa a fost urmărită într-un fel sau altul de întreaga lume creștină. Iar mai apoi execuția în sine a fost prelungită, iarăși din aceeași dorință a puterii otomane de a da un exemplu celor care ar fi îndrăznit să li se opună, prin faptul că capetele celor 4 fii ai lui Brâncoveanu și apoi ai sfetnicului său și a lui însuși au fost purtate prin sulițe prin tot Istanbulul, iar trupurile au fost aruncate în Bosfor. Deci această execuție a avut un răsunet mare pentru toți contemporanii și puterea de la Istanbul și-a dorit acest răsunet ca un exemplu care să descurajeze orice opoziție. Am citit un articol în care se spune că Constantin Brâncoveanu a avut o politică duplicitară și această politică oarecum a fost privită cu o ironie. Acum, sigur că mă întreb, oare ar fi trebuit să fie foarte sincer față de dușman? Cred că față de dușman trebuie să adopți o atitudine de apărare și ceea ce te apără trebuie să folosești. Și dacă această atitudine duplicitară prin care el încerca să-i tempereze pe otoman și să obțină ajutorul Europei era o soluție, a făcut-o și cred că eu sunt de acord cu acest lucru să fi făcut și nu consider că a fost o atitudine duplicitară, ci una normală pentru a-și apăra țara, neamul și credința. Ar fi o discuție mai largă, dar ar trebui să facem o distinție foarte clară între ceea ce înseamnă a fi diplomat și ceea ce înseamnă a fi duplicitar. Iar în ceea ce îl privește pe Constantin Brâncoveanu, pe Sfântul Martir, cred că sfârșitul vieții arată că nu a fost un om duplicitar. Pentru că având în hotărârea de a renunța la creștinism, de a trece la islam și de a fi... Propunerea din partea sultanului. Da, și de vom, a fi... Te vom elibera și pe tine și... Pus în rang înalt, avea bogății, el care era cunoscut pentru bogățiile pe care le chivernisea bine, și era nu doar cunoscut, ci și invidiat de către invidiat. Mulți. Dar noi și astăzi ne bucurăm de modul cum a folosit el aceste bogății, dacă ar fi numai să vorbim despre locul unde și-a pregătit el odihnă veșnică, dar unde mormântul a rămas gol la Hurez, și să mai vorbim și de mănăstirea Brâncoveanu, nu din țara românească, ci din Transilvania, dăm doar două repere care ne arată că toată această bogăție el a chivernisit-o nu pentru a-și lipi inima de ea, ci pentru a oferi celorlalți în forma frumoasă stilului brâncovenesc, evident. Deci
Discuția este una mult mai nuanțată, dar nu îl putem bănui, și ne arată sfârșitul vieții sale, pe domnul martir Ștefan Constantin Brâncoveanu de duplicitate. Adică el și-a dat examenul cel mai elocvent, care nu lasă loc de interpretări. I-a încurajat pe fiii săi în fața morții. Fiii săi au fost omorți în fața sa și când fiul cel mic a avut oarecare ezitări, el l-a încurajat. M-a șugat să amintiți cuvintele cu care l-a încurajat. A fost prezent acolo la execuție și secretarul florentin al domnului, Anton Maria del Chiaro, care a consemnat faptul că Constantin Brâncoveanu i-a îmbărbătat pe copii și s-a îmbărbătat pe sine într-un realism care caracterizează pe omul duhovnicesc. Și anume le-a spus că au pierdut tot ceea ce aveau pământesc. Tronul, averile, viața unor membri ai familiei, dar să nu piardă ceea ce este cu adevărat important, și anume viața cea veșnică, credința creștină în mântuirea sufletului. Cred că acesta este un testament peste veacuri pentru oricine. Testamentul, sigur că lasă o moștenire. Deci, iată o moștenire spirituală excepțională. Pierdem mult în lumea aceasta, pierdem, dar să nu ne pierdem și sufletul și credința. Și iată, Constantin Brâncoveanu a dat această extraordinar de frumoasă mărturie. Părinte, v-aș ruga, am spus că orașul Iași este orașul Sfinților și am spus câteva nume: Varlam, Dosoftei, Petru Movilă. Avem doar 3 minute pentru aceasta. Ați vorbit despre 3 ierarhi în contextul întemeierii mănăstirii 3 ierarhi din Iași. Sigur. Adică despre prima jumătate și cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea, mitropolitul Varlaam, în timpul căruia au fost aduse la Iași moaștele cuvioase Parascheva, a fost ținut sinodul de la Iași, a editat cărți de trăire și de apărare a credinței creștine, și mai apoi mitropolitul Dosoftei, care, continuând munca înaintașilor săi, are o contribuție deosebită pentru dezvoltarea limbii literare românești, deopotrivă cu păstrarea credinței în Dumnezeu și mărturisirea ei în limba poporului. Ei au cu toții lucrări deosebite. 3 minute ar fi, sigur, spunem, o impietate de a încerca să cuprindem în ele. Din păcate, acesta este timpul care putem. Dar, în același timp, o datorie pentru ca să ne dăm seama de faptul că avem foarte multe responsabilități față de valorile trecutului. În 3 minute ar trebui să amintim faptul că toți acești ierarhi de care ați pomenit, Varlaam, Petru Movilă și Dosoftei, dacă ar fi să vorbim în ordinea cronologică, toți au fost canonizați de Biserica Ortodoxă, astfel încât vorbim de 3 sfinți ierarhi. Sigur că da. Varlaam este autorul cărții românești de învățătură. Este o carte de... O carte de predici, Cazania. O carte de predici sau Cazania. O circulație deosebită. Cărțile sale au apărut în 1643, apoi în 1644. La tiparnița de a trei erari. O tiparniță alcătuită cu sprijinul domnului Vasile Lupu și cu implicarea celui care a trimis și toate cele necesare tipografiei, dar și oameni pricepuți, și anume a mitropolitului Chievului Petru Movilă. El însuși legat de acest pământ în care părinții săi au fost în cele mai înalte responsabilități, au fost la domnie neamul movileștilor.
Pentru că vorbim de neamul românesc, de țara românească, de trecut. Cartea se numește Carte Românească de Învățătură sau Cazania Mitropolitului Varlam și în această carte, stimați telespectatori, este o predoslovie, un cuvânt înainte, pe care îl semnează domnitorul Vasile Lupu, însă cei mai mulți cercetători spun că, de fapt, a fost scris de mitropolitul Varlam, cuvântul acela, și el spune acolo, deci cartea se numește și Carte Românească de Învățătură și spune, dăruim această carte limbii române și tuturor celor care se vor fi aflând pravoslavnici vorbind această limbă și preunde sunt ei. Sunt cuvinte cu o încărcătură excepțională. N-avem timp să insistăm. Este cuprins aici vedeți, toată vorbirea românească de pe toate cele trei ținuturi și preunde sunt ei și ortodox și preunde sunt ei. Mitropolitul Dosoftei este cel care scrie. Are mai multe lucrări. Dacă ar fi este să rămânem cel în această... de tip poet. În această zonă duhovnicească, cumva în care noi am încercat să încadrăm toată discuția noastră de repere ale trăirii învățăturii de credință, am avea lucrarea în patru volume, Viața și Petrecerea Sfinților, acolo unde el vorbește despre, de pildă, viața Sfintei Parascheva. Apoi s-a remarcat prin saltirea de înțeles pe care a pus-o, a versificat-o în limba vorbită de moldoveni și de români și liturghierul care ca și carte de căpătâi pentru slujbe a fost un pas important pentru că de altfel și celelalte pentru introducerea limbii române în cult. Aș vrea pentru telespectatori să revin puțin la saltirea preversului tocmită. Sunt practic constituie o primă încercare de versificare și de poezie în limba română. Dar peste aceasta un lucru foarte valoros este că în frontispiciul cărții domnul Vasile Lupu, mitropolitul Dosoftei scrie niște stihuri la luminosul gerb al țării. Este vorba deci de versuri dedicate stemei țării și spune el acolo, capul cel de bour, de fiară vestită, semnează putere țării nesmintită, precâtui fiara de buiacă, coarnele în pământ își pleacă. De prechip se vede bourul ce-i place, care vrea în toată vremea să stea țara în pace. Iată, vocația de pace a neamului românesc surprinsă din stema țării, foarte frumos. Evident, conștiința unității naționale a existat la toți cei menționați. Dacă ar fi să vorbim de circulația cazanei lui Varlam, au fost studii, cărți scrise care au urmărit, mai ales cum această lucrare a fost prețuită de transilvănenii care făceau orice efort și plăteau costuri foarte mari doar să aibă această lucrare la biserica unde se rugau și să asculte în cuvântul românesc de învățătură al mitropolitului Varlam. La fel la mitropolitul Dosoftei se remarcă această dragoste de neam, chiar dacă prin îndoiala lui Dumnezeu el a murit departe de pământul țării pe care o iubea atât de mult. Părinte, o să trecem exabrupto. Vor pătrunde în popor necredința, risipirea, ura, dușmânia, invidia, cearta, hoția, beția, petrecerile nesimțite, adulterile, desfrâul, uciderile, jaful. Iată, am citit acest lucru ca o previziune a Avei Panvo. Eminescu se întreabă, au prezentul unii mari și apoi vine critica timpului nostru. Sigur, o să lăsăm altora să facă, care sunt mult mai specializați. Noi nu suntem oameni ai criticii, noi suntem oameni ai unei lumini.
au prezentul. Iată, nunii mari, nu avem și noi astăzi oameni deosebiți? Astăzi, eu mă gândesc că, pentru că l-am cunoscut pe părintele Cleopa, l-am cunoscut pe Arsene Papacioc, l-am cunoscut pe părintele Teofil Păreanu, m-am întâlnit cu el la Radio Trinitas, când era momentul ca eu să-mi imprim emisiunea mea, și când să mă duc, era cu vioșia sa și am spus: sărut mâna, părinte. A, părintele Mircea, și cum știți, era nevăzător, și m-am întâlnit cu el acolo, dar a fost o reîntâlnire și nu mă mai văzusem, cred că de peste 20 de ani. Iar el, doar auzindu-mi vocea, a spus: a, părintele Mircea, avea o memorie și auditivă și o memorie care punea acolo foarte multe. De altfel, el spune: eu sunt format prin dragostea celorlalți care mi-au pus în memorie atâtea lucruri frumoase. Iată, v-aș ruga foarte pe scurt să ne vorbiți despre acești oameni, părintele Cleopa, Arsenie Papacioc, Teofil Păreanu și, fără îndoială, s-ar mai putea și despre alții, mulți alții despre de astăzi, care sunt oameni care dau timpului nostru lumină, dau strălucire, dau frumusețe și dau ceea ce trebuie, dau acel aer duhovnicesc ca să mergem mai departe. Pentru a răspunde întrebării, aș vrea să aduc înainte un cuvânt al Scripturii care spune că sfinții, este formulat interrogativ, au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și acest cuvânt al Scripturii ne arată că în fiecare timp, în fiecare spațiu, în fiecare context, Dumnezeu își are slujitorii săi care nu și-au plecat piciorul înaintea tuturor grozăviilor pe care le menționează acolo Ava Panvo. Adică, cu alte cuvinte, deși de multe ori ne vine greu să conștientizăm, s-ar putea că la un moment dat să descoperim că noi zilnic am trecut pe lângă oameni cu o viață sfântă, cu o viață bineplăcută lui Dumnezeu. Acest lucru arătându-ne că împlinirea umanului, sfințenia, se poate realiza în orice timp și de către orice persoană. Nu este doar apanajul unor anumite persoane. Tot ceea ce trebuie noi să facem este să ne dorim acest lucru. Și deci adus, noi putem. Nu doar că putem, suntem chemați. Iată, suntem acest chemați. Acest lucru este foarte important. Este menirea vieții noastre. În general se spune, părinte, iată icoanele, păi sfinții, sigur că da, ei sunt chemați să trăiască o viață sfântă, nu-i pentru noi. Nu, suntem cu toții chemați. Oricare om este chemat la sfințenie. Hristos spune: fiți sfinți precum Tatăl vostru cel ceresc sunt este. Vă rog, iertați-mă. Acum, ca să, pentru dumneavoastră, aveți această experiență și cei care ne privesc, preotul când iese să cădească, nu cădește doar icoanele acestea din lemn, ce cădește și icoanele vii care sunt credincioși. Icoanele vii, foarte frumos spus. Este acea manifestare sau mărturisire de credință a faptului că omul este chemat să fie, zidit să fie icoană a lui Dumnezeu. Este după chipul lui Dumnezeu, chemat spre asemănare. Dar pentru ca să nu mă îndepărtez la aceste exemple, deci pe de o parte cu toți avem chemarea aceasta, și Dumnezeu rânduiește ca în fiecare timp să se ridice astfel de oameni care să-ți dea încredere în lupta deloc ușoară cu noi înșine, cu toate răutățile, cu toate, să spunem, neglijențele, cu toată superficialitatea care uneori se adună înăuntru nostru. A rânduit Dumnezeu ca să-i cunosc personal pe toți cei trei, și pe părintele Cleopa, în vremea formării mele pe acest drum al teologiei, într-un mod minunat, aș putea spune, am participat la înmormântarea sa,
și a fost un eveniment care m-a impresionat, plăcut. Apoi împreună cu familia am fost la Techirghiol, am primit binecuvântarea părintelui Arsenie. Cu părintele Teofil am slujit la Sâmbăta de Sus, l-am auzit vorbind, l-am văzut rugându-se în biserica mică a mănăstirii. Așadar, port în sufletul meu de la fiecare un cuvânt, o binecuvântare pe care am primit-o, asemeni multor creștini evlavioși care i-au cercetat pe aceștia în timpul vieții. Au fost niște oameni care au dat lumină. Au fost niște oameni care te făceau în primul rând să simți ce este normalitatea, ce este o evlavie autentică, neforțată, ce este privirea senină care îl pătrunde pe cel de lângă tine. Au fost oameni care te-au făcut să simți cât de frumos este ca în spatele vorbei să nu fie gânduri ascunse, ci doar gânduri de rugăciune pe care aceștia le aveau față de toți cei cu care vorbeau. Au fost întâlniri care arătau că slujirea celui de lângă tine este mult mai importantă decât slujba pe care sau serviciile pe care ți le pot aduce cei de împreajmă atunci când tu te pui în fața tuturor. Părinte, o ultimă întrebare și pentru că suntem deja pe final. Se obișnuiește să se spună că atunci când și prin Ardeal este cuvântul mai des folosit, când se face o biserică, se spune s-a făcut o rugă, s-a înălțat o rugă. Ei bine, iată, astăzi, în timpul nostru, s-au înălțat foarte multe rugi. Adică s-au construit foarte multe biserici. Ori toate aceste biserici, iată, le-au făcut credincioșii de astăzi, având-i în frunte pe preoții de astăzi. Fără îndoială că sunt și acestea mărturii a unui prezent care este luminos, care este frumos, care are îndemnuri spre înalt, care are chemări foarte puternice și care, de ce să nu spunem, arată că se poate trăi frumos în țara aceasta și se poate trăi frumos în lume. Așa este. Prin binecuvântarea lui Dumnezeu, la centrul eparhial, am această chemare și anume ca împreună cu preoții din Arhiepiscopia Iașilor să îi apropiem pe credincioși, să ne apropiem noi înșine de învățătura de credință. Este ceea ce se numește cateheza, activitate catehetică. Și este foarte important să parcurgem acest drum cu toate reperele pe care le-am adus noi înainte pentru a ajunge la rezultate pe care le admirăm. Dar, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Sfinți nu trebuie să-i admirăm, ci să-i imităm. Părinte, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea noastră. Stimați telespectatori, l-am avut ca invitat pe preacucernicul părinte dr. Bogdan Racu, preot slujitor la Biserica Sfântul Gheorghe Lozonski din Iași și inspector pentru învățământ și cateheză în cadrul Mitropoliei Moldovei. Pentru a încheia, am să dau cuvânt părintelui Dumitru Stăniloai. Să nu ne speriem că trecem prin vremuri grele și să nu așteptăm încordați, nefăcând nimic, timpuri mai bune pentru activitatea noastră nu avem. Timpul acesta și numai acesta este al nostru. De va trece, dintre al nostru va trece, din capitalul pământesc ce ne este pus la dispoziție pentru a-l preschimba în capital ceresc, să-l folosim, adică să cheltuim cu lăcomie, cu scumpătate fiecare clipă, să socotim că acesta ne este timpul cel mai scurt, cel mai scump, să ne rugăm fiecare să vină timpuri mai bune pentru oameni, dar pentru mine socotesc că acesta este timpul cel mai bun, clipele cele mai bogate în posibilități. Deci iată, să lucrăm având aceste minunate exemple, să lucrăm mai departe pentru ca neamul și credința noastră să fie în lumină. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație!